În județul Brașov se păstrează cu sfințenie de aproape jumătate de secol una dintre cele mai apreciate tradiții. Ajunsă la cea de-a 49-a ediție, Nedea Munților Unește la început de toamnă la o sărbătoare tradițională populația din țara românească și pe cea din Transilvania. Evenimentul are loc într-una dintre cele mai frumoase zone ale județului Brașov, în comuna Fundata. Inima, inima bună, hai bună seara! Ce înseamnă Nedeea Munților? Înseamnă întâlnirea tuturor românilor de pe o parte și cealaltă a munților, unde vin, se întâlnesc și fac schimburi de mărfuri și nu numai. Desigur, vor găsi aici produse tradiționale, produse, putem spune, bio, pentru că aici, la Fundata, fiind cel mai curat aer. Pentru localnici, acest festival este cel mai bun prilej pentru promovarea produselor tradiționale. Aici avem pastramă de oaie, care este tradițională, băițuită, afumată și numai bună de servit. Mititei, cârnăciori, pastramă de purcel. Mămăliguță, băgată brânzănele, care se face, cum se spune, cocoloș, burz, ciobănesc. Are mai multe subînțelesuri, care cine cunoaște, cunoaște. Cine... E mai bun pe disc, așa? E mai bun pe disc, pentru că și băjar, și pe ăsta, dar la sână face băjar. Nedeea Munților este atestată documentar încă din anul 1373. După cele două războaie mondiale, sărbătoarea a fost reluată la Fundata în anul 1969.